Da, și despre toate acestea stăm de vorbă în direct cu invitații noștri astăzi în platou. Domnule Nelutătaru, am numit această acest ediție a noastră România ce urmează. Suntem în situația de a ne duce viața cu virusul. O parte din ce ne așteaptă, din cum va arăta viața noastră după 15 mai, când se vor relaxa restricțiile, știm, vom purta măști. Cum altfel vom duce această viață cu virusul, care nu se dispară nicăieri, nu pleacă nicăieri după 15 mai? Haideți să terminăm prima luptă care o avem cu dâns, cu virusul în momentul acesta. Încă suntem pe o pe pantă de urcare a acelei curbe, chiar dacă nu mai este așa accentuată, suntem într-o fază, să spunem, de dinți de strău. Gândiți-vă, luni am avut 190 de cazuri noi, marți am avut 306, miercuri am avut 468, joi 321, 218 vineri. Uh, sâmbătă, am, uh, la 24 de ore, deja erau 401 cazuri. Și cele mai multe decese. Și cele mai multe decese. Suntem la 608 decese. Avem în continuare uh, peste 11.000 uh, de cazuri pe care le avem pozitivate, chiar dacă avem 3.000 de, de, vindecate. Suntem în acest moment încă pe o pantă ascendentă. Aș prefera să nu vorbim neapărat de o dată a relaxării sau de o relaxare propriu-zisă. Gândiți-vă că fiecare focar, fiecare localitate este evaluată și catalogată separat. Fiecare focar, mai nou sau mai vechi constituit, are în spatele său multe anchete epidemiologice. Chiar în ultimele zile am văzut focare în personalul medical, chiar și în vasului. Da? Și în celelalte orașe avem încă șase județe care rămân cu un potențial local de transmitere. Arad, Timiș, Hunedoara, Altfel spus, Neamț, încă nu au măsurat toate efectele pe care le produce îmbolnăvirea încă, cu Încă mai avem o transmitere, da? Dar transmiterea în acest moment trebuie să o vedem că este în corpul medical, trebuie să o vedem că este la persoane instituționalizate, la persoane care îngrijesc aceste persoane instituționalizate. Și totuși apar în continuare cazuri, chiar astăzi. Apar în continuare cazuri către cei mai vulnerabili dintre pacienții României, dacă vreți, cei cu dizabilități, cei care stau deoparte și cei care nu au cum să se. Apă. Aveți perfectă dreptate. Aici trebuie să intervină prudența, aici trebuie să intervină acele precauții. Păstrarea acelor reguli de igienă, păstrarea acelui biocid, păstrarea acelei distanțări, acele izolări a unui caz pe care l-am identificat, au fost la început cei care, cu naționalii noștri care au venit din afara României, au urmat apoi o transmitere în comunitate și apoi o transmitere în tot ce a însemnat instituționalizat sau chiar unități sanitare mă întrebați cum vom trăi după. Stați să trecem acest hop. Spuneam acum o săptămână, vom vedea un efect la 70 zile după sărbătorile pascale. Suntem în decursul acestor 70 zile. Mai avem încă vreo 3 zile în care să putem evalua această creștere a numărului de cazuri sau descreștere de la o zi la alta, cât și a numărului de decese. Dacă nu ar fi zilele libere de 1 mai, aș putea spune că după aceste 10 zile putem să ne așteptăm la o perioadă de scăderea numărului de cazuri să fie atins vârful și să ne gândim în două săptămâni după evaluarea scăderii numărului de cazuri, dacă există posibilitatea și în ce măsură, au fiecărui localități în parte, a fiecărui regiuni, a unei relaxări. Dar mă Spuneți repet... că e prea apropiată data de 15 mai ca dată precisă pentru ridicarea acestor restricții. Pe 15 mai avem uh, un timp în care expiră uh, prelungirea decretului prezidențial. Da. Ne gândim la acel moment la măsuri de relaxare, dar măsuri de relaxare cu precauție. Sunt planuri Desfășurarea în acest moment, când se vor lua niște decizii, vor fi comunicate. Vom, vom purta măști, asta știm cu siguranță, când vor interveni măsurile de relaxare. Se vor relaxa și măsurile de igienă personală, nu. e cazul să renunțăm la ele, se termină nu, nu, pericolul? Nu. Trebuie să ne învățăm să trăim, dincolo de faptul de a trăi cu virusul, cu aceste măsuri de igienă personală, cu aceste măsuri de precauție. Gândiți-vă că avem în fiecare an sezon de gripă. Sunt niște reguli care trebuie păstrate și acolo. Menținem aceste reguli și aici. Vom ieși cu toți într-o societate în care virusul va, va călători liber. Asta este. Vor fi persoane infectate. Nu avem de unde să știm care vor fi acestea și unde le vom putea întâlni. Care e cea mai bună metodă de apărare pe termen lung, domnule Tătaru? Vedeți noastră, la început, vorbeam de gripă până apare coronavirus și explicam ce ar trebui să facem. Evităm și identificăm orice persoană care are o patologie respiratorie. Ce trebuie să înțeleagă acea persoană, odată ce are o simptomatologie respiratorie, se izolează la domiciliu și își regăsește cel mai bun prieten, medicul de familie. Este o evaluare, amândoi decid dacă merge un tratament acasă, dacă este necesar o testare sau un, uh, un consult de boli în Câteva zile e însă posibil să nu apară niciun fel de simptome iar Aveți virusul să de... se poată răspândi. Dreptate. Aveți perfectă dreptate. Rămân acele reguli pe care fiecare dintre noi în transmiterea aerogenă trebuie să le respectăm. Tușim în batistă, tușim în, sau strământăm într-o batistă, tușim în plica cotului, ne spălăm pe mâini după fiecare gest pe care l-am făcut, evităm zonele aglomerate, folosim un biocid acasă, aerisim o cameră. Sunt precauții care trebuiau să existe și trebuie să rămână în continuare. Că este virus gripal, că este coronavirus, trebuie să păstrăm aceste precauții. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.